Hai să vedem cum îți faci un al doilea canal de YouTube după ce l-ai făcut pe primul. E o întrebare care se tot repetă și am zis să fac un clip destinat acestei variante. În primul rând, dacă vreți un sfat să vi-l dau, nu vă faceți al doilea canal pe același e-mail. Pentru că dacă se întâmplă ceva cu primul canal, s-ar putea să se întâmple la fel și cu al doilea canal. Dacă vă pierdeți accesul la contul de Google, veți pierde accesul la ambele canale. Deci, în teorie, ar trebui să fiți mai protejați în momentul în care aveți canalele pe două uh, conturi de Google diferite. Dar dacă vrei în continuare să-ți faci contul de YouTube, canalul de YouTube pe același cont, hai să-ți arăt cum se face. Mergi pe YouTube, pe pagina principală și aici iconița canalului pe care l-ai creat la început. Dai click pe el și vezi aici setări. Ajungi la pagina asta, adaugă sau gestionează canale și vei ajunge la o pagină de genul ăsta. La mine sunt mai multe canale, dar nu e foarte important în discuția asta. La tine probabil că va fi un singur canal. Ca să creezi pe al doilea, ai buton Creează canal. Dai click pe el și în momentul ăsta poți începe fără nicio problemă să dai un alt nume la canal, bifezi aici, creează și așa mai departe. Deci aceiași pași pe care ai urmărit la început când ai făcut primul canal. De pe mobil, nu trebuie decât să faci următoarele lucruri. În plus față de ceea ce ți-am arătat, să zicem că e youtube.com. Așa. Treci pe cele trei linii de jos sau oriunde se poate. Ideea este că trebuie să cauți site desktop. E mult mai simplu așa. Te duci apoi după ce ai creat această comandă, vei avea acces la aceleași lucruri ca și setări. Adaugă și gestionează canale. Și De aici, la fel, pa aceleași pași pe care ai văzut mai devreme, trebuie să-i faci și pe mobil. La fel, foarte simplu. Și ar mai fi două chestii pe care trebuie să le discutăm în momentul în care v-ați creat al doilea canal de YouTube. În primul rând, trebuie să vă gândiți la chestia asta că nu aveți voie să vă uh, promovați canalul al doilea la primul canal. Să zicem că deja aveți un canal de, uh, destul de mare și vreți ce spuneți. Bă, profit de audiența de la canalul uh, pe care l-am creat în prima față și eu o să uh, cresc și canalul al doilea. Dacă audiențele celor două canale nu sunt identice sau aproape la fel, adică oamenii ăia de pe canalul tău nu vor să urmărească aceleași subiecte, adică canalul al doilea trebuie să aibă cam aceleași subiecte sau aproximativ aceleași, atunci nu promova canalul al doilea la canalul întâi. Pentru că vei căpăta niște uh, oameni care uh, se abonează de dragul tău dar nu se uită, deci dacă nu au legătură măcar un pic, cu ceea ce ai pe primul canal, vor fi probleme. Și doi, poți folosi același cont de AdSense, în momentul în care o să se monetizeze și al doilea canal, poți folosi același cont de AdSense pe ambele canale? Și răspunsul este da, de fapt nu ai voie să creezi decât un singur cont de AdSense, pe care poți să-l folosești pe toate canale, fie că ai două, fie că ai zece, trebuie să folosești un singur cont de AdSense pentru toate canalele de, de YouTube. Dacă ți-a plăcut genul ăsta de videoclipuri, te rog să te abonezi și de asemenea am în partea stângă un videoclip pe care YouTube crede că ar trebui să-l vezi și ne găsim acolo.